găsit la Decupaj din Realitate. Emisiunea noastră își propune să adune materialele din toată țara și să le prezinte telespectatorilor noștri. Și bineînțeles să învățăm împreună. Domnul Iisus Hristos a venit să schimbe destinul nostru și să schimbe întreaga istorie. Totul se schimbă când vine Iisus. Ascultăm un devoțional de la Biserica Philadelphia Baia Mare. E grozav lucru să știm că Domnul Iisus Hristos a venit să schimbe destinul nostru. El nu a venit să schimbe istoria, a schimbat istoria. El nu poate să se atingă de ceva fără să schimbe. Când a venit și a intrat în istorie, a schimbat și istoria. A venit și a intrat în numărarea anilor, a schimbat și asta. Totul se schimbă atunci când Domnul Iisus Hristos atinge ceva. De aceea vreau să te provoc să lași să atingă viața ta în dimineața aceasta. Asta, pentru că viața ta este schimbată, să lași să atingă tot ceea ce ești tu, pentru că atunci ești schimbat. Nu poți să te întâlnești cu cerul fără să fii schimbat, fără să fii transformat. Și mi-aduc aminte de Nicodim, un învățător al legii. Foarte probabil că el era undeva peste 70 de ani când s-a dus la Domnul Iisus Hristos să-l întrebe, el avea în inima lui să-l întrebe cum se face cu împărăția cerurilor. Și când merge la Domnul Iisus, Domnul Iisus deja ia lucrurile înainte și spune: Nicodime, trebuie să te naști din nou ca să vezi împărăția cerurilor. Nicodime, trebuie să te transformi să vezi împărăția cerurilor. Și în Ioan 3, 7 și 8 spune așa: nu te mira că ți-am zis trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea. Îi și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine și încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Domnul Iisus Hristos a venit să ne schimbe și nașterea din nou este modul în care El ne mută din împărăția acestei lumi, de sub domnia păcatului, în împărăția luminii, sub domnia Duhului Sfânt. Vedeți? Mișcarea Duhului ne duce din natural în supranatural. Dintr-o dată, ceea ce tu ai experimentat natural. Și Domnul Iisus îi spune lui Nicodim: Nicodime, tu naturalul l-ai experimentat prin naștere, te-ai născut. Dar ca să experimentezi supranaturalul, împărăția, trebuie să te naști din nou. Lucrurile trebuie făcute altfel. Și bineînțeles că pentru Nicodim asta a fost o dilemă. Și pentru mulți oameni este o dilemă, deoarece reduc lucrurile la natural, dar Domnul Iisus spune: o, nu, trebuie să te naști din nou, trebuie să te naști din Duh. Atunci când te naști din Duh, atunci dintr-o dată tu deja faci parte din împărăția supranaturală și asta aduce împărăția lui Dumnezeu pe pământ, asta aduce manifestarea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Doar așa poți ca să experimentezi lucrul acesta, pentru că în mișcarea Duhului noi prindem flash-uri din ce este în cer. În mișcarea Duhului noi prindem acele manifestări, acele atingeri ale pământului de către cer. Și dintr-o dată vedem lucruri care până atunci ni se păreau naturale, că devin supranaturale. Vedem oameni care până atunci erau condamnați la moarte de boală, că sunt vindecați instant, pentru că supranaturalul atinge naturalul și îl transformă. Niciodată naturalul nu limitează supranaturalul. Și niciodată naturalul nu rezistă supranaturalului. Totdeauna când supranaturalul vine, lucrurile se schimbă. El vine și face lucrul ăsta prin manifestarea darurilor Duhului. Și dintr-o dată vin cuvinte de înțelepciune, vin cuvinte de cunoștință, vin cuvinte profetice. Dintr-o dată vezi vindecare, vezi restaurare, vezi eliberare, vezi un om care vine în prezența Duhului cu legături peste el și auzi cum legăturile cad, pentru că supranaturalul schimbă totdeauna natural. De ce spune Domnul Iisus lui Nicodim: Nicodime, trebuie să te naști din nou. Mișcarea Duhului începe cu nașterea din nou și apoi totul este mișcarea Duhului. Dragii mei, când te naști din nou, cel mai bun lucru este să te lași încurgerea Duhului. Pentru că darurile Duhului nu sunt medalii. Foarte mulți cred că darurile Duhului se obțin prin merite. Nu, darurile Duhului nu sunt medalii, nu le-am câștigat, ci este modul în care Duhul Sfânt ne face să mergem încotro vrea El și să facem voia lui Dumnezeu. Darurile sunt unelte de lucru și ele apar și se manifestă atunci când ai nevoie de ele.
ele și mulți au spus, o, eu nu am niciun dar. Dragul meu, dacă nu ai niciun dar în manifestare, dă-mi voie astăzi să te pun într-o situație delicată, înseamnă că nu lucrezi. Pentru că dacă lucrezi și dacă te lași în curgerea Duhului, darurile Duhului vor începe să opereze, pentru că nu poți să lucrezi în supranatural cu darurile tale naturale. Ai nevoie de darurile supranaturale, pentru că supranaturalul nu este făcut să se miște prin lucrurile naturale, ci ai nevoie de supranatural. Lucruri pe care tu le știai, dintr-o dată devin lucruri care nu sunt folositoare, pentru că Duhul Sfânt vine și îți aduce lucruri supranaturale prin care faci. Ele sunt darurile Duhului Sfânt, sunt uneltele Duhului Sfânt și sunt puse la dispoziția ta. Atunci când stai în curgerea Duhului, El te conduce, ești sub puterea Duhului și ești totdeauna într-o conexiune cu Domnul Iisus Hristos. Vreau să știu un lucru, Duhul Sfânt totdeauna te va ține într-o conexiune puternică cu Domnul Iisus Hristos, pentru că Duhul Sfânt totdeauna îl onorează pe Domnul Iisus Hristos. Ba mai mult, toată puterea aparține Domnului Iisus Hristos și atunci când te miști în curgerea Duhului, ai nevoie de putere, ai nevoie de autoritate și toată autoritatea, toată puterea este a Domnului Iisus Hristos. Și când ești conectat cu El, ai toată puterea, toată autoritatea la dispoziția ta. Pentru că indiferent care sunt lucrurile naturale care se opun supranaturalului, autoritatea și puterea Domnului Iisus Hristos le schimbă prin gura ta și prin vorba pe care El ți-o pune atunci, ți-o aduce aminte și rostirea pe care o faci. Atunci în autoritatea Lui ai curajul să mergi împotriva bolii, ai curajul să mergi împotriva legăturilor, ai curajul să mergi împotriva oricărui lucru care se opune, pentru că atunci când vine curgerea Duhului, orice vale este înălțată și orice munte este lăsat jos. Vreau să înțelegi că Duhul Sfânt îți va pune la dispoziție aceste daruri, aceste unelte direct, poate, pentru că dintr-o dată vei descoperi că Dumnezeu îți dă un dar de cunoștință, ai nevoie să aduce lângă tine pe cineva cu dar de cunoștință și când nu te descurci, dintr-o dată vine și spune, uite, cred că am din partea Domnului un cuvânt pentru tine. Ce aveam nevoie de cuvântul ăsta, pentru că Domnul Iisus Hristos totdeauna ne cheamă să lucrăm în echipă, Duhul să ne face să lucrăm în echipă, să depindem unul de celălalt, să mergem unul împreună cu celălalt. Am nevoie de aceasta și curgerea Duhului ne face pe toți să fim una, să fim trupul lui Hristos manifestându-se pe pământ în aceeași putere, în aceeași autoritate și cu libertatea, cu autoritatea din partea Domnului Iisus Hristos să facem lucruri și mai mari. Despre asta este curgerea Duhului. De aceea, noi nu suntem rezervoare de putere. Cineva spunea, băi, ce putere are omul ăla, ai văzut? Și a spus, bă, nu, da, are mai multă putere, are tot atâta. Poate să ridice și el 70 de chile. A, nu, că la altceva. Nu, nu, zic, toată puterea este a Domnului Iisus. El este conectat cu Domnul Iisus. Noi nu suntem chemați să fim rezervoare de putere, ci să fim conectați cu puterea totală care este Iisus Hristos. Și vreau să înțelegi că cu cât ești mai aproape de Iisus Hristos, cu atât curge mai multă putere din El, cu atât lucrurile la care ești chemat le faci mai eficient. Și mai este ceva extraordinar. Atunci când lași ca puterea Duhului Sfânt să curgă prin tine, puterea care vine din Domnul Iisus Hristos să curgă prin tine, lucrurile se întâmplă cu eficiență, dar și tu ești transformat, și tu ești schimbat, și tu ești sfințit, pentru că puterea Duhului când curge prin tine scoate toată mizeria, ba mai mult. Nu ajungi să te îngânfi, să spui, eu pot să fac lucrurile astea, pentru că puterea vine și pleacă, dar vine o putere nouă, vine o schimbare nouă care curge prin tine și te face totuși să fii mai bun, să fii unul care e mai eficient. De aceea provocarea pentru astăzi este, dragul meu, nu știu cum, cât de mult ai mers în 2019 în curgerea Duhului, dar vreau să te provoc să faci din 2020 un an al curgerii Duhului, să spui, dragă Duhule Sfânt, vreau ca să merg împreună cu tine, vreau să curg împreună cu tine, nu mă interesează că nu am controlul, Domnul Iisus a spus, vântul suflă în control, vrea, vine de unde vrea, merge în control, vrea, auzi lucrurile, dar Doamne, vreau ca să se vadă efecte.
Asta este partea grozavă. Domnul Iisus spune, îi auzi sunetul, vezi efectele, nu știi de unde vine, de unde merge, dar lucrurile se schimbă. Doamne, vreau să văd efecte în viața mea, vreau să văd efecte în familia mea, vreau să văd efecte la locul meu de muncă, vreau să văd efecte în cariera mea, școala mea și vreau să merg cu Tine, Doamne. Vreau să mă duci Tu, nu mă interesează că nu am controlul, nu mă interesează că oamenii nu pot ca să definească lucrurile în viața mea, vreau ca Tu să definești lucrurile în viața mea. Atunci când Duhul Sfânt definește lucrurile în viața ta, lucrurile supranaturale devin naturale. Unde te duci, vezi cum lucrurile se schimbe, vezi cum împărăția se manifestă, vezi cum rugăciunea pe care Domnul Iisus ne-a învățat devine o realitate de zi cu zi. Vie împărăția ta astăzi în viața mea, manifestă-ți împărăția ta astăzi în viața mea, la școala mea. Și atunci când tu te duci acolo, lucrurile se schimbă. O, lumea aceasta este tot mai puternic marcată de cel rău care vrea să o definească prin manifestările lui. Dar noi suntem chemați să fim o mireasmă de la viață la viață. O mireasmă care vine din Hristos și schimbă lucrurile. Și mă rog ca Biserica Philadelphia să fie o mireasmă de la viață la viață pentru Baia Mare, pentru împrejurim, pentru toată România, pentru că noi vrem ca Iisus Hristos să fie glorificat și de aceea vrem să mergem în curgerea Duhului. Vreau să te invit să te ridici în picioare, vreau să merg la cineva, să-l binecuvintez astăzi. Spune că este un om grozav și spune că pentru anul viitor ai pentru el provocarea de a merge în curgerea Duhului. Spune că vin lucruri mari, că vin lucruri spectaculoase, spune că vin lucruri speciale și că Duhul Sfânt le are în control. Binecuvintează-l pe cel de lângă tine, spune cât de minunat este, spune cât de special este. Să nu rămână nimeni nebinecuvântat, să nu rămână nimeni fără să primească o binecuvântare. Ascultăm acum o piesă muzicală, Vine o zi, interpretată de grupul Amos. Și lumină. Vino zi, vino zi, când Domnul va răpi pe cei ce-au fost aici în lumină. Ce minunat atunci va fi când Domnul va veni. Vor fi momente minunate când îl vom întâlni. Pe nori de slavă îl vom vedea, vedea vom fața sa, îl vom slăvi, cântându-i aleluia. Pe nori de slavă îl vom vedea, vedea vom fața sa, îl vom slăvi, cântându-i aleluia. Pe pământ, pe pământ, e goană după vânt, totul ce-i aici va rămânea. Pe pământ, pe pământ, de-ai fost și tu un sfânt, Iisus.
Iisus Hristos la cer te va lua. Ce minunat atunci va fi, când Domnul va veni, vor fi momente minunate, când îl vom întâlni, pe nor de slavă îl vom vedea, vedea vom fața sa, îl vom slăvi, cântându-i aleluia. Pe nor de slavă îl vom vedea, vedea vom fața sa, îl vom slăvi, cântându-i aleluia. Acolo sus, acolo sus, chiar Hristos a spus că merge locul să ne pregătească. Acolo sus, acolo sus, vom fi cu Iisus, vom fi cu El în patria cerească. Ce minunat atunci va fi, când Domnul va veni, vor fi momente minunate, când îl vom întâlni, pe nori de slavă îl vom vedea, vedea vom fața sa, îl vom slăvi, cântându-i aleluia. Pe nori de slavă îl vom vedea, vedea vom fața sa, îl vom slăvi, cântându-i aleluia. Dacă ești trimis în lucrare, există un întreg proces care are loc și de care e bine să fim conștienți atunci când primim daruri și când ne pregătește Dumnezeu pentru chemarea noastră. Marin Bloș, de la Biserica Creștină Noua Generație, ne vorbește astăzi despre ce înseamnă să fii trimis de Dumnezeu în lucrare. Vorbim despre a fi trimis. Practic, ăsta este titlul mesajului meu. Și dacă ești trimis în chemare, e foarte important să înțelegem că suntem trimiși în chemare, practic aici e chemarea undeva, după aceea e procesul și după aceea e trimiterea în chemare. E foarte important să înțelegem asta. Și când noi suntem chemați, noi primim daruri. Dumnezeu pregătește darurile pentru chemarea pe care ți-o face. Întotdeauna. Și vreau să-ți imaginezi. Chemare, daruri. Chemare, daruri. După aceea, trimitere, ungere. Chemare și daruri. Astea spune și în Romani 11, Biblia spune, fiindcă darurile și chemarea lui Dumnezeu sunt irevocabile. Darurile și chemarea sunt irevocabile. Dacă ești chemat și primești daruri, astea sunt irevocabile, nimeni nu ți le poate lua. Dar atenție, atenție, dragii mei, Biblia nu zice despre trimitere și ungere că sunt irevocabile. Doar despre chemare și daruri. Și cred că noi avem nevoie să vedem asta în Cuvântul lui Dumnezeu, să vedem cât e de important ca noi să fim oameni conectați la Dumnezeu. Da, Dumnezeu, poate tu știi că Dumnezeu ți-a dat o chemare.
Și nu numai că Dumnezeu ți-a dat o chemare, dar ți-a identificat și darurile. Și zici, mă, eu sunt am o inimă extraordinar de mare, eu pot să slujesc oamenii în orice fel, eu pot să cânt, eu pot să folosesc instrumente, eu pot să vorbesc, eu pot să scriu, eu pot să... sunt un talent înnăscut. S-ar putea să fii chemat și să ai daruri. Și astea nu o să le pierzi niciodată. Dar după ce ai zis da și ai fost trimis și ai fost uns, dacă ai mers în imoralitate, astea pot fi anulate de peste viața ta. Imoralitatea anulează trimiterea și ungerea. Poți, și aici, în multe biserici, se întâmplă asta, din păcate. Foarte mulți slujesc în continuare pentru că au darul și chemarea. Sunt evidente, sunt vizibile. Mă înțelegeți? Astea sunt vizibile. Știți care e diferența între daruri, daruri și ungere? Darurile sunt cele care te mișcă. Ungerea e cea care te transformă. Și e important să vedem și să știm, să ne gândim, mă, stai un pic, Dumnezeu dacă m-a chemat, dacă eu am chemare și daruri, am trimitere și ungere, nu-mi permit să merg să o iau razna în stânga sau în dreapta, în pofte sau în lucruri negative. Eu am nevoie să rămân de noi. Nu noi suntem singurii care ne ținem în trimitere. Dumnezeu ne ține în trimitere, dar alegerea este a noastră să rămânem în puritate în Dumnezeu, să rămânem lipiți de Dumnezeu, pentru ca să nu anulăm ceea ce Dumnezeu ne-a trimis să facem și să mergem înainte, pentru că fiecare dintre noi vrem să ajungem înaintea lui Dumnezeu și El să spună, bine, rob bun și credincios. Cerul să te aplaude când intri și să zică, bine, rob bun și credincios, ai fost chemat, ai primit daruri, bravo, dar nu doar atât, ai fost trimis și ai lucrat în ungere, nu în forțe proprii, nu în eu, nu în, știu eu, în personalitatea proprie, nu în ceea ce știi tu, ci ai lucrat în ungerea lui Dumnezeu. Ungerea lui Dumnezeu este cea care vine și amplifică potențialul nostru. Dacă știi să cânți, ungerea amplifică, duce darul tău la un alt nivel la care tu n-ai putea ajunge cu orice pregătire din lumea asta. Pentru că ungerea te duce dincolo de pregătire. Ungere înseamnă poți să ajungi cu pregătirea până aici și ungerea te duce la nesfârșit. Nu este limită cu ungerea. Așa că, dragii mei, vreau să vă încurajez să faceți următorul vostru pas în procesul vostru de pregătire pentru chemarea pe care o aveți. Vreau, îmi doresc, mă rog pentru asta în fiecare zi și îi cer lui Dumnezeu ca fiecare dintre voi să faceți încă un pas, să dați frica la o parte, să dați lucrurile care, barierele și limitele la o parte și să îl lăsați pe Dumnezeu. Vreau să vă ducă la următorul vostru pas în pregătirea, în procesul vostru de pregătire pentru ca să ajungeți la trimitere. Nu când sunteți la 80 de ani, ci acum când aveți forță, când aveți vigoare în trupul vostru și puteți să mergeți peste mări și țări și să vorbiți tuturor despre dragostea lui Dumnezeu, despre Evanghelia lui Dumnezeu care e vie, care e adevărată, care vine să vindece, să elibereze, să transforme viețile oamenilor. Tu ești un instrument
în mâna lui Dumnezeu și El vrea, El vrea să te trimită, El vrea să te trimită în chemarea și ca să-ți poți folosi darurile și chemarea. Practic asta înseamnă să funcționezi în ungere. Să funcționezi în ungere înseamnă să fii activ în darurile și chemarea, să fii trimis și activ în darurile și în chemarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Ați urmărit ediția din această săptămână a emisiunii Decupaj din Realitate. Așteptăm în continuare materialele voastre la adresa info@alfaomega.tv. Sunt Adina Muntean, pe săptămâna viitoare la Decupaj din Realitate.